Despre fotbal nimic, doar atât. Le doresc succes la baraj, că vor ajunge la baraj, să promoveze divizia C și să gestioneze banii care îți dați prin hotărâre de consiliu, să gestioneze corect și bine. Tot aud că Cordiș și nu știu ce, pe unde vorbea și eu niciodată n-am vorbit rău de cineva de la Iași. Îi las, le doresc succes, au gestionat fotbalul din 21 de ani de la Revoluție, cam 22-23 de ani. Și au trebuit să spună că voi ați făcut fotbal. Pot pe ani să le spun cine au fost președinți, cine au fost primari, cine au fost cei care au făcut fotbalul. Nu mai vorbească că voi. Da, să dea Dumnezeu, sincer vă spun că am iubit Iașiul, dar nu ăsta, că să-mi ia Iașiul. Ăsta și-a luat o denumire, nu este continuatorul, nu-i palmaresul lui Iașiul. Să ne înțelege. E o denumire, zic la Iașiul ca să fie așa bine ca și la Craiova cu CSU, dar nu este vechiul cu. Dar oricum e echipa orașului, e echipa care ne reprezintă, să dea Dumnezeu să promoveze în divizia C și să aibă rezultate cât mai bune, eu sunt alături de ei sufletește, da? Eu să mă refer puțin la fenomenul fotbalistic local, să duc mai departe discuția pe care am avut-o, ea era la un alt nivel cu colegul meu Lucian Cordiș. Bucurător faptul că echipa de fotbal Sticla Iași Turda este pe primul loc în Liga 4-a, cu șanse foarte mari de promovare în Liga 3-a. Dacă va câștiga barajul cu reprezentanța sau câștigătoarea Liga 4-a județului Sălaj, indiferent cine va fi iar, Ligii Bou sau Unirea Lucii, și am înțeles că mai există o echipă ce se face acolo pentru primul loc a seriei a 4, a Ligii a 4 a județului Sălaj, dar eu vreau să mă refer puțin la activitatea Centrului de Copii și Junior, pentru că în momentul în care proiectul fotbalistic local a debutat, argumentul principal al conturării acestui proiect a fost accentul pe copii și junior. Copii și juniori din cadrul comunității, care la un moment dat să ajungă să facă parte din echipa mare și să contribuie la succesul fenomenului fotbalistic turdian. Ori, am participat acum, în ultimele săptămâni, la unele meciuri ale echipelor de juniori și mi-am dat seama că, de fapt, nu mai există fundamentul acestui proiect, dacă fundamentul era promovarea copiilor și juniorilor turdeni. Spre exemplu, la echipa sub 19 ani, întregul lot numără vreo 13 ani. Prin urmare, cele 5 schimbări permise de regulament la nivelul juniorilor republicani pot fi făcute din lipsa unui lot suficient de numeros. Îmi pun întrebarea de ce nu există o activitate legată de extinderea bazei de selecție. N-am văzut niciun reprezentant al clubului care să participe la campionatele de fotbal școlare, așa fel încât să găsească potențiali jucătorii la echipele, la grupele de copii și juniori. Pe de altă parte, nici nu i-a pus pe antrenorii sau tehnicienii grupelor de copii și juniori în condițiile în care remunerația lor lunară e undeva între 500 și 1000 de lei. 500-1000 de lei, foarte greu să dai silința, să scoți performanță din tineretul fotbalistic local, sincer. Sunt în condițiile în care se aude, n-am certitudini, dar se aude că există indemnizații la club între 3 și 5.000 de lei lunar. Ori, în condițiile în care tu nu ai o bază de selecție suficient de largă la grupele de copii și juniori, întrebarea cât de viabil este acest proiect. Bun, vei promova în Liga a 3-a și până la urmă de ce mai ții grupele de copii și juniori în condiții în care, spre exemplu, acum aduci juniori de la Triten pe care îi cazezi în apartamentele de la club. Păi atunci nu mai stă în picioare ideea de fundamental. Deci tu ai juniorii tăi sub 19 ani și aduci de la Triten pe Paliu ca și pe mai nu știu care să joace în echipă la FC Arieșu. Păi atunci ce rol mai au copiii ăștia care joacă la grupa sub 19 ani? Care-i viitorul lor? Dacă ei promovați în echipă, nu-s niciodată. Vreau să fie promovați, i-aduci pe cei de la Triten.
Dincolo de asta, din cei 60.000 de lei lunar care se varsă spre echipa de fotbal din bugetul local, totușicarea, majoritatea lor merg spre echipa mare, nu știu dacă, probabil că e firesc, dar din faptul că doresc să promovesc, de altă parte rămâne extrem de puțin pentru grupurile de copii și juniori și tu salarizezi derizoriu acei tehnicieni. Păi nu poți să le mai ceri nimic dacă tu îi plătești derizoriu. Dincolo de asta, n-am văzut niciun plan de marketing acolo. Deci eu nu văd o activitate prin care oamenii din acest oraș să fie captați în interesul lor pentru fotbal. Deci eu n-am văzut un reprezentant al grupului care să meargă în Larigiți și să încerce să aducă oamenii la stadion și să plătească o sumă modică pentru un bilet. Intrarea liberă, acum că probabil și spectacolul fotbalistic e la nivelul Ligii a 4-a. Dar totuși intri în Liga a 3-a și ar trebui să ai un plan de marketing pentru că, până la urmă, fenomenul fotbalistic pentru spectatori. Că dacă merg 50 de oameni acolo și se uită fiecare zi la meciurile de fotbal, nu știu dacă e firesc să dai 60.000 pe lună. Adică ea 60.600 de milioane de lei de ei chiar ar trebui dați pentru un spectacol care să se adreseze publicului. Ori la meciul cu locul 2 din Liga 4-a cu CS Florești, care s-a terminat 2-2, a fost o asistență record pentru ultimii 5 ani ai fotbalului turnean, adică 200 de oameni. Greșit. Sau câți au fost? Nu, greșit de record. Mă rog, nu știu câți au fost în ultimii 4-5 ani, dar erau 200 și cineva îmi spunea că-s mult. Totuși. Că, în general, sunt 50. Păi dacă noi dăm 60.000 de lei pe lună, pentru ca pentru cei 11 jucători ai noștri plus 50 de spectatori în tribună, nu știu dacă mai e viabil proiectul financiar al acestui club. 60.000 de lei pe lună. Mă rog, nu intru în detaliile legate de plata utilităților, dar eu cred că dacă noi vrem să construim un club solid, ar trebui ca investițiile acestea să aibă la bază și un plan de marketing, că până la urmă noi producem spectacol pentru oamenii din acest oraș care plătesc taxe și impozite, din care taxe și impozite 60.000 de lei pe lună merg către clubul de fotbal. Ori eu nu văd vreun interes în a aduce publicul la stadion pentru a justifica până la urmă cei 60.000 de lei lunar. Nu văd cum să justificați cei 60.000 de lei lunar. Apropo de accentul sau neaccentul pus pe grupurile de copii și juniori, mi se pare impardonabil să existe grupe de copii și juniori care merg la meciurile în deplasare și se uită după o sticlă de plată. Nu e ok lucrul ăsta. Adică eu cred că un proiect sănătos, bine fundamentat, din toate punctele de vedere, trebuie să aloce un procent suficient de consistent din suma alocată lunar către viitorul fotbalistic al acestei urme. Asta nu se vede în practică. Cum bine zicea și colegul meu, baza sportivă arată derizoriu. Nu ai ce investiții să faci în baza asta sportivă, asta trebuie să fie demolată, trebuie un stadion mai mic și cochet, la standardele timpului în care trăim. Nu mai vorbesc de stadionul CFR, unde joacă juniorii sub 19 ani, unde nici măcar merii corcodușii nu stăiați de pe margine ca să poată să privească oamenii de pe răzorul minunat, acum, primăvara, pe care stau să privească meciurile respective. Nu cred că e în fiecare lucru. Că acolo se va face o sală a sporturilor, așa cum e aprobat proiectul respectiv, e adevărat, dar nu știm când va începe sala sporturilor și până atunci niște tineri joacă fotbal acolo, cu un teren denivelat, fără tribune, că stai în picioare și te uiți, trebuie să vezi peste corpoduș, că dacă stai jos nu vezi nimic. Nu poți privi din el, acum am frunzit. Ori, tinerii ăștia trebuie sprijiniți într-un fel, trebuie să le oferi și un gazon bun, dar nici un teren nu e excepțional în complexul sportiv, fotbalistic de acolo, nici măcar terenul mare. Adică nu spune mie cineva că terenul e bun când sunt păpădit pe el. Adică un gazon, până la urmă, la un anumit standard, nu trebuie să aibă cicori pe acolo, trifoiul, care la fel e simpatic, mai ales când înflorește, dar nu oferă consistență gazonului. Gazonul de fotbal e gazon de fotbal, nu-i trifoi.
Trifoiul e în altă parte. Vrei să nu spui gazon acasă, să piculești cu furculița, mă rog, plantele invadatoare, pui trifoi că nu mai trăiește nimeni la unda trifoiului. Da? Nu joci fotbal pe trifoi. Dar mă rog, asta e o problemă legată de cum se menegeriază până la urmă acest club de fotbal. Marea mea nemulțumire este legată de lipsa interesului față de grupurile de copii și juniori. Pentru că așa s-a fundamentat acest proiect fotbalistic acum 2 ani de zile aproape, când el a pornit la drum. Eu nu sunt potriva acestui proiect fotbalistic. Mie place fotbal. Dar să-l construim sănătos. Nu așa. Adică nu venim în Consiliul Local și spunem că punem accent pe grupurile de copii și juniori și pe aia mergem și aducem juniori de la Trite. Pe care îi cază, ci joacă ei și ăștia de la 19 joacă pe stadionul CFR între Mer și Corboduș. Dar nu e normal. Credeți că ar trebui acum, sincer, nu mă pot abține. Da. Credeți că ar trebui ca promovarea prima echipă să fie făcută pe bile, a cui dat copil ești, cine dată tot cine, sau dacă vine ăla din Triteni, o fi și Triteni, într-adevăr, nu e o metropolă. Este o comună la câțiva kilometri de Turda. Considerați că nu este normal, dacă vezi un tânăr jucător bun acolo, să-l aduci la Turda într-o idee de perspectivă? Este normal, este normal, dar nu este normal să nu dai șansă. Stai Chiță Mureșanu, chiar era la Sapa Triteni. Dar nu e vorba de gândirea asta. Trebuie să o puneți în context. Eu n-am zis că este impardonabil faptul că ai luat un junior de la Triteni. Mie mi se pare ciudat faptul că nu le dai șanse celor care sunt curtea ta să vezi dacă pot sau nu. Deci au jucat. Deci vedeți-mă, deci eu mă duc meci de meci. Ce să zic? Meci de meci mă duc. Niciunul, cu tot respectul, niciunul dintre copiii ăia sunt talentați, dar niciunul nu s-a valoare la domnului Rosie. Dar atunci trebuie să ameliorezi calitatea juniorilor pe care îi ai, dar tu nu faci lucrul ăsta, pentru că tu nu umbli să mărești baza de selecție la grupe de copii și juniori. Eu n-am văzut la campionatul de fotbal la Liceu Redeanu un scouter de la clubul Sticlarieșu Turda să vadă doi oameni care joacă bine fotbal. Nu să mai vede și știți de ce nu o să vedeți? Pentru că ei umblă la nivel de copii mici, 5, 6, 7 ani. Acolo fac selecții. Ei dacă fac selecții la nivel de clasa 12, ca să găsească pentru echipa under 19 jucători să poată să facă schimbări... Dar există nenumărate situații în care oamenii care au început târziu acest sport s-au impus. De exemplu, la 15 ani s-au impus. De ce? Așa de mie și că au dat un ce-i dar nu știu ce criterii are clubul de performanță. Vreau un număr minim oamenilor, minim de jucători, din... Domnul Horia Pudrea, vi se pare normal ca la meciul de junior sub 19 ani, Sticlarieșu Turda Vile Dejului, așa se numea echipa, cel de-al doilea portar să joace atacant? Că tu n-ai avut un lot suficient de numeros ca să ai toți jucătorii de câmp? Pentru că nu poți forța copiii să vină la fotbal. La ce deci? Dacă poți să-i